Tot mai puțini moldoveni se adresează la medicul de familie, dar și la medicul specialist, relevă datele statistice pentru anul trecut. Totodată și numărul apelurilor la servicii de urgență a scăzut. În schimb, a crescut numărul internărilor în spital, ceea ce denotă faptul că, evitând medicul de familie, tot mai mulți moldoveni ajung să fie internați. Pe parcursul anului trecut, moldovenii au vizitat medicii de familie de peste 10.338.000 de ori, ceea ce este cu peste 21.000 de vizite mai puțin decât în 2017. În plus, aceeași statistică ne spune că un moldovean și-a vizitat medicul de familie timp de un an în medie de nici 3 ori. Totodată, anul trecut au beneficiat de ajutorul echipelor de urgență 857.000 de oameni, cu peste 22.000 mai puțin decât în 2017. În timp ce s-a redus numărul celor care se adresează la medic, se pare că moldovenii nici nu prea au deja cui se adresa, întrucât doar anul trecut din sistem au plecat în jur de 3.000 de medici din importante specialități. Cel puțin aceasta arată un raport al Ministerului Sănătății cu privire la indicatorii preliminari în format prescurtat privind sănătatea populației și activitatea instituțiilor medico-sanitare pentru ultimii 2 ani. Lideri la acest capitol sunt medicii cu profil terapeutic. Dacă în 2017 erau aproape 2400 de medici, acum sunt cu peste 530 mai puțin. Totodată din sistem au plecat peste 60 de pediatri, peste 100 de obstetricieni ginecologi, 40% dintre oftalmologi, aproape 100 de neurologi, peste 60 de radiologi imagiști și peste 40 de medici de familie. Totodată au părăsit sistemul medical peste 200 de medici din Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice sau aproape jumătate din întreg serviciul. Doctorul în medicină, Ala Nemerenko, spune că s-a plecat masiv chiar și din specialitățile care se consideră mai de vârf, precum obstetrica și imagistica. Se întâmplă ca rezultat al defilării în ultimul timp a multor întâmplători la cârmă sistemului de sănătate și a inițierii unor reforme negândite, inclusiv a unor politici punitive adresate tinerilor specialiști. Felicitări reformatorilor și promotorilor de succes a politicilor în sănătate. Ați făcut chiar mai mult decât se putea, a mai declarat experta internațională în sisteme de sănătate.